În serviciul divin, cu imnul Speranța mea e doar Hristos. Vom înălța două rugăciuni la începutul serviciului divin. Tatăl nostru, venim să-ți mulțumim și pentru această ocazie pe care o avem de a sta înaintea cuvântului Tău. Așteptăm binecuvântarea și prezența Duhului Tău cel Sfânt în mijlocul nostru. Te rugăm să binecuvântezi pe fiecare din cei prezenți cu dorința de a învăța mai mult decât știm până acum, de a nu rămâne la fel cum am fost până acum, de a crește și de a fi asemenea cu Domnul nostru Iisus Hristos. Dar te rugăm să fii și cu cei care n-au venit în casa de rugăciune, să-i binecuvântezi și pe ei și să le dai această dorință de a fi prezenți împreună cu noi înaintea Ta. Te rugăm să binecuvântezi acum pe fratele Andrei, care va prezenta cuvântul, și să faci ca acest cuvânt să fie viu și să aibă putere în viața noastră, să fie din partea Ta. Îți mulțumim că ne asculți și pentru toate te rugăm în numele Domnului Hristos. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, Părinte Sfânt și viu și adevărat, îți mulțumim pentru că a mai trecut o săptămână și suntem în viață astăzi. Amin. A mai trecut o lună și trăim ca să-ți slăvim numele astăzi și un an a mai trecut. Te rugăm să ne ierți dacă au fost momente în care le-am risipit și nu am fost atenți și strălucirea lumii acesteia ne-a orbit și nu ne-am pregătit. Foametea pentru lucrurile lumii acesteia, pentru viața aceasta bună, a stins în noi setea pentru adevăr și neprihănire și dreptate. Iartă-ne, te rugăm! Ajută-ne astăzi prin harul și dragostea și bunătatea Ta și puterea Duhului Sfânt, căci numai Tu poți să o faci.
Reînnoiește legământul cu noi astăzi și adune lângă tine ca să ne pregătești să cercetăm cu atenție Scriptura, ca să avem o porție dublă de Duh Sfânt și să putem să trecem prin valea suferinței care este în fața noastră, înainte de a urca muntele slavei, să fim cu tine. Nevrednici suntem de cea mai mică binecuvântare pe care Tu ai împărțit-o cu noi și ajută-ne în singurătatea vieții noastre să cercetăm cu atenție colțurile inimii noastre, acolo cresc buruieni ale nerecunoștinței și să nu lași, Doamne, să pierim în lumea aceasta. Amin. Așa cum Tu ne-ai arătat dragoste și ne-ai adus de pe un pământ departe, departe, ca pentru o clipă să ne pregătești, să ne întărești, să fim cu Tine veșnic. Amin. Pentru toți, mă rog, astăzi, care sunt aici și care nu sunt aici, undeva departe, acolo au căzut în prăpastia dintre cele două culturi, nu mai sunt nici români, nici americani, nici credincioși, nici necredincioși, ajută-i și pe ei, Doamne, să Te găsească. Și numele Tău să fie lăudat astăzi, în numele Domnului Hristos îți mulțumim. Amin. Dați-mi voie să ofer un motiv de laudă întregii biserici în dimineața aceasta, între două cântări pentru slava lui Dumnezeu. Isaia, capitolul 49, versetul 8 înainte. Așa vorbește mai departe Domnul: la vremea îndurării te voi asculta, în ziua mântuirii te voi ajuta, te voi păzi și te voi pune să faci legământ cu poporul, să ridici țara și să împarți moștenirile pustiite. Voi preface munții mei în drumuri, drumurile mele vor fi bine croite. Iată-i că vin de departe, unii de la miază noapte și de la apus, iar alții din țara Sinim. Bucurați-vă ceruri, veselește-te pământule, izbucniți în strigăte de bucurie munților, căci Domnul mângâie pe poporul său și are milă de nenorociții lui. Sionul zicea: m-a părăsit Domnul și m-a uitat Domnul. Poate o femeie să-și uite copilul pe care l-alăptează și să n-aibă milă de rodul pântecelui ei? Dar chiar dacă l-ar uita, totuși eu nu te voi uita cu niciun chip. Iată că te-am săpat pe mâinile mele și zidurile tale sunt totdeauna înaintea ochilor mei. Amin. Să mă întreb în tine.
Doresc să vă spun pacea Domnului. Shabbat Shalom, Happy Sabbath, Boldog Sâmbătă, în ce limbi doriți. Este o bucurie pentru noi să fim aici în comunitatea dumneavoastră. Este o comunitate foarte, foarte frumoasă și ceea ce este încă cel mai frumos, văd oameni zâmbitori. De multe ori mergem în comunități și din motive diferite nu prea zâmbim. Ne-a murit pisica sau ne-a murit ceva și nu prea zâmbim. În primul rând doresc să mulțumesc pastorului dumneavoastră, pastorul Dănăiață, pentru invitația ca să putem veni aici. Doresc ca în numele soției mele și să vă mulțumim pentru amabilitatea dumneavoastră și în special pastorul Dănăiață și sora Dănăiață au fost instrumental și foarte, foarte amabili pentru timpul pe care l-am petrecut aici în California. Vă cer scuze înainte dacă nu mă pot exprima întotdeauna așa cum aș dori. Din nefericire nu am vorbit pe românește de foarte mult timp și nu am predicat în special în românește. Asta este, cred că, a doua sau a treia ocazie în care predic pe românește. Dacă mă împotmolesc, arătați milă și ajutați-mă. Înainte să începem, aș dori să am o vorbă de rugăciune. Bunule Părinte, Tu să fii înălțat, Tu să fii aici, în prezența noastră, și să ne ajuți ca să ne înălțăm privirile către Tine și spre Tine. În numele Lui Iisus Hristos ne-am rugat. Amin. Aș dori să vă întreb, înainte să începem, dacă are cineva o bandană sau un fular sau ceva care are puțin length, între timp, și dacă aveți, să mi-l aduceți, cineva să mi-l aducă aici și vă mulțumesc. Da, este foarte de ajuns, mulțumesc. Și mai târziu, dacă nu sunteți foarte squeamish, cum spune americanul, aș dori să am un voluntar, dacă doriți. Un băiat, o fată, mai tânără sau mai în vârstă, nu contează, doar trebuie să avem un voluntar. Aș dori în această dimineață să medităm în special despre Bunul nostru Iisus Hristos. Pentru că eu cred că orice altă temă, orice altă lucrare sau orice altceva nu este fără prisos dacă nu vorbim despre Iisus Hristos. El, Dumnezeu, Iisus Hristos, Salvatorul omenirii, a dat totul ca noi să fim aici în această dimineață. Nu știu care sunt sau care este povestea dumneavoastră. Fiecare avem o poveste foarte frumoasă, poate câteodată tristă, poate foarte bucuroasă. Unii dintre noi ne-am născut în această credință frumoasă care se numește credința adventistă de ziua a șaptea. Alții am venit de afară, ca și eu, de exemplu. Și cred că această credință este una dintre cele mai bune, nu numai din punct de vedere teologice, dar este o credință nemaipomenită. Aș dori ca să am un voluntar la acest timp, dacă cineva îndrăznește să spună viața în mâinile mele pentru moment. Avem un voluntar sau o voluntară? Vă promit că nu o să aveți nicio îngrijorare. Veniți, mulțumesc. În această dimineață, cum am spus, sunteți... Am promis, dar puteți să mă tutuiți, ok? Vă pot întreba dacă putem lua jos ochelarii? O, arăt urât. E ok. Eu nu arăt bine cu ochelarii aia. Și să vă închideți ochii, să nu vedeți deloc. No cheating, no. Și încerc să nu vă opresc sângele din cap. Pentru că este o problemă. Nu mai puteți gândi și cădeți. Gata. Vedeți ceva? Dar trebuie să... Închideți ochii, așa este. Hai să ne jucăm puțin. Că câteodată credem că dacă e sabat, nu ne putem juca, așa e? Așa, haideți să mergem mai încoace... Începem să mergem câteva
Ok, acum puteți merge la loc. Puteți merge la loc. La loc? Unde? Da, acolo de unde ați venit. Adică cu o sărăcat pe scări? Păi nu, nu cred că cădeți, pentru că sunteți foarte... Puteți vedea, nu? Dați-vă la o parte. Dar nu puteți să vă atingeți de nimica, nu puteți să vă deschideți ochii. Nu, promit. Promiteți, așa e. Și trebuie să mergeți la loc de unde ați venit. A, chiar la loc? Da, chiar la loc, de acolo unde v-ați ridicat. Dar nu, nu luați toată ora, că nu mai pot predica. Sunteți siguri? E bine, e bine. E bine, sunteți, aveți un progres foarte bun. Cred că am auzit încolo. Am auzit râs în partea ala. Acum vreți să predicați, văd că. Oh, ok, acum sunteți ok. Mulțumesc, frumos. Puteți lua jos bandana și să putem să o dăm înapoi sorei. Care a fost experiența? A fost puțin rău? Grozav. Grozav? A fost grozav? Mulțumesc. Ați avut impresia că sunteți puțin mai încurcat sau confuz? Mulțumesc foarte mult. A cui a fost? Mulțumesc. Ați avut vreodată vreo circumstanță sau ați avut vreodată o situație în care ați fost confuz? Nu ați știut ce să faceți, cum să faceți, cum se va întâmpla, ce va veni afară, ce va fi rezultatul? Nu ați fost, așa-i? Sunteți perfecți. Ați avut? Câți dintre noi am avut probleme? Așa. Deci, câțiva dintre noi? Ceilalți sunt perfecți. Puteți pleca acasă. De foarte multe ori în această viață suntem înconjurați de circumstanțe și împrejurări în care nu știm ce să facem. Și aș dori să vă împărtășesc în această dimineață două istorisiri sau două întâmplări biblice care sunt foarte, foarte importante. Pentru că ne spune despre credința noastră în Iisus Hristos. Amândouă întâmplări sunt din evangheliile, primele două evanghelii din Sfânta Scriptură și amândouă vorbesc puțin despre credință într-un fel diferit. În prima întâmplare o să vedem că este o întâmplare despre credință personală și în a doua întâmplare vedem că credința este a altora. Și întrebarea se pune, facă-se voia ta, Doamne, după cum credința lor, a celorlalți sau după credința mea personală. Cum v-ați simți dacă, de exemplu, ați pierde simțul văzului sau nu ați putea vedea? Acum ceva s-ar întâmpla, unii oameni din nefericire au această împrejurare pentru că au diabet sau alte probleme, așa mai departe, și nu mai pot să vadă. De exemplu, când eram eu mai adolescent și venisem în biserică, era o fată în comunitatea noastră de acasă din România, o fată care nu putea să vadă și a văzut până la vârsta de vreo 6-7 ani, după aceea și-a pierdut văzul și atunci când eu o cunoscusem era de vreo 34-35 de ani și eu eram de vreo 12-13 ani. Și întotdeauna mă fascina să o întreb, păi dacă nu vezi, cum vii la adunare, cum faci acasă, cum gătești, cum ai grijă, ca cum sunt copiii? Sunt așa mai, vor să știe, vor să întrebe, sunt mai inchizitori. Dar nu am avut curajul să o întreb pentru că nu a fost frumos. Cum întrebi pe cineva care nu poate să vadă despre chestiuni personale, nu știam cum să întreb. Și de multe ori înconjuram puțin întrebarea și până la urmă ea a fost atât de înțeleaptă și a spus, uite, e ok, Andrei, pot să-ți spun. Uite, așa fac. Când merg, de exemplu, am în casa mea, știu fiecare obiect are locul ei și știu exact unde sunt locuri, unde sunt chestiile pe care vreau să le întâmpin. Și nu caz jos? Păi la început am mai căzut.
Dar nu te împiedici de ceva? Păi la început am mai făcut așa ceva. Și cum vii la adunare? Păi am pe cineva care mă aduce la adunare. Și de asta vreau să încep întâmplare. Cum se spune? Întâmplare sau povestire? Parabolă pe românește? Toate cele trei. Vă doresc ca să veniți cu mine în Evanghelia după Matei. În Evanghelia după Matei, în capitolul 9. Veniți cu mine, deschideți-vă Bibliile. Sunt sigur că aveți Biblii electronice și normale. În această eră, Bibliile electronice sunt puțin mai majoritare. În capitolul 9, în versetul 27, Sfânta Scriptură ne spune așa cum urmează. Când a plecat de acolo, s-au luat după Iisus doi orbi care strigau și ziceau: ai milă de noi, fiul lui David. Vreau să ne oprim puțin aici, pentru că am vorbit puțin despre nevăzători sau despre orbi și am întrebat cum ne-am simțit noi. Am încercat să mă gândesc foarte mult de împrejurările în care acești oameni au fost. De exemplu, au fost ei orbi din naștere sau au fost ei orbi mai târziu? Care a fost circumstanța vieților lor? De exemplu, dacă acești oameni au fost orbi din naștere, ce înseamnă să le spui: astăzi port culoare roșie sau astăzi port culoare albastră sau am un Ford Taurus roșu pe care canadienii nu l-au plăcut deloc? Sau cum putem să vorbim despre chestii mundane de fiecare zi cu cineva care niciodată nu a avut ocazia să știe ce este? Sau, de exemplu, dacă de exemplu, suntem orbi din naștere, cum putem să ne bucurăm de tehnologia de fiecare zi cu zi, de exemplu? Toată lumea are iPad și iPhones acum. Câți dintre dumneavoastră aveți iPad sau iPhone? Ok, să chiar... E ok. Nu e satanic. Câteodată ne gândim că tehnologia era. Nu era. E foarte bună. Cum poate cineva să joace pe un iPad? Sau cum poate cineva să citească news-ul pe iPad sau pe iPhone? O chestie foarte mundană de fiecare zi cu zi. Sau, de exemplu, dacă acesta este un băiat, un adolescent sau o fată, cum poate ea sau el să se bucure de împrejurările celui sexului opus? Între elemente, within healthy circumstances, cum se spune pe românește. Cum? Gândiți-vă puțin, aici acești doi oameni sunt doi orbi. Mă gândesc că ei au fost în acest oraș sau sat, nu știm cât de mare au fost satele atunci, dar știm că erau foarte, foarte minuscule, erau foarte, foarte micuțe și îmi dau seama că acești doi orbi, de exemplu, sunt undeva în acest oraș sau în acest sat și se gândesc și oarecum să putem să vedem. Dacă aș putea să vă întreb care este cel mai important lucru din viața dumneavoastră acum, două, trei exemple. Ce ați dori să se întâmple în viața dumneavoastră acum? Un exemplu sau două? Unii vor să se căsătorească dacă sunt tineri. Cei care au cancer ar dori să se vindece de cancer. Cei care nu și-au văzut soțiile sau soții sau mama și tata pentru că sunt în România ar dori să meargă într-o vacanță acasă. Deci, chestiile astea elementale. Eu cred că acești doi orbi, pentru ei, cel mai important lucru din lumea lor a fost ce? Să vadă. Așa e? Dacă ei ar fi putut să vadă, acum săptămâna trecută, în miercuri, o soră ne-a împărtășit că a primit un green card. Este o ocazie de bucurie un green card? Nu este. Nu este, așa e?
Sau o cetățenie americană, de exemplu, cei care noi, toți cei care venim din diaspora românească sau de altundeva, întotdeauna cel mai bucuros este când putem primi un green card sau o cetățenie americană sau canadiană. Este o ocazie foarte, foarte bucuroasă, pentru că ne spune că am ajuns după atâta toil, după atâta drum lung, am ajuns undeva. Nu înseamnă că suntem mai importanți sau neimportanți, înseamnă că este o milestone, cum spune americană. Acești doi orbi îmi dau seama că din când în când vorbeau, păi tu crezi că o să mai vedem vreodată? Tu crezi că noi o să avem amabilitatea ca să putem să facem același lucru ca altcineva face? Măi, dacă eu văd din nou, ce o să fac? Merg la templu și mă rog. Sau, măi, dacă eu văd încă o dată, ce o să fac? Păi, asta și asta. Îmi dau seama că ei doi vorbeau din când în când și dintr-o dată, o singură zi, cineva vine și spune: măi, mitică și popică, ai auzit că cineva este în sat care se numește Iisus Hristos și poate să te facă să vezi? Dacă cineva ne-ar spune că ne putem încura cancerul, am merge la el? Bă, da, primul, sign me up. M-aș duce. Sau dacă cineva ne spune că diabetul nostru sau heart attack-ul sau ceea ce avem, sau dacă cineva ne spune că este un om, o bancă caritabilă care ne poate da $100,000 să ne ștergem toate problemele care le avem, am merge la banca aia? Bineînțeles. Păi e gratis. Gratis. No conditions. Gratis. Aici îmi dau seama că acești ori când au auzit vestea că Domnul Iisus Hristos este acolo, teacherul ăsta sau rabaiul acesta, este acolo și poate să facă ceva, îmi dau seama că Iisus a venit de multe ori în această sat și așa mai departe, și se duc la el și spun: ai milă de noi, fiul lui David. Dar de ce spun oamenii aceștia fiul lui David? De ce nu spun Iisuse? Sau de ce nu spun Jehoshua? Ori de ce nu spune altceva? Sau Joshua? Sau orice alt nume ebreiesc? De ce nu spune așa? De ce spune dintr-una: ai milă de noi, fiul lui David? De ce? Aha, mulțumesc, frate! Mulțumesc! Ei credeau în profeția pe care ei au auzit-o din mamă în tată și din fiul în și mai departe, în templu și afară de templu, în care se spunea, profeție se spunea că el va veni, Mesia, și le va șterge toate păcatele și le va da din nou un viitor mai bun. Păi ce era un viitor mai bun decât să vadă acești oameni? Acesta este viitorul lor. Deci vin la Iisus. De fapt, vin la fiul lui David. Vin la acea sursă care poate să le refacă viața. Și tu, m-am surprins puțin când am început să studiez mai bine, pentru că știți cum suntem noi oamenii, citim o pericopie sau citim un pasaj de Biblie și mergem pentru că nu avem prea mult timp. Și când avem mai mult timp, ne gândim și ne uităm și analizăm și îmi dau seama în versetul 28 că ne spune Biblia: după ce a intrat în casă, deci ca și cum ar fi spus Biblia: ai milă de noi, fiul lui David, el merge mai departe, fiul lui David merge mai departe și orbii sunt afară în ceață undeva. E ca și cum când eu mă rog lui Dumnezeu pentru ceva în viața mea personală și am impresia că Dumnezeu nu mă ascultă. E liniște. Ați avut această experiență înainte? Cred că fiecare dintre noi am avut o experiență în care am auzit că era liniște. Și ne gândeam: Doamne, păi sunt eu fiul tău, sunt fica ta. Păstrez sabatul, plătesc zecimea, vin la biserică, am haine frumoase. De ce nu mă asculți? Păi nu am dat eu, nu m-am lăsat de porc. Asta e o glumă. Mai sfântă. De ce nu mă asculți? De ce nu îmi auzi problemele care vin din lăuntrul sufletului meu? De ce nu mă asculți, Doamne? Și Iisus merge mai departe, intră în casă, oamenii ăștia nu văd, încerc să îmi imaginez, mulțumesc,
cum sunt logistica în care oamenii ăștia sunt orbi, nu văd, sunt afară, Iisus trece, merge într-o casă, predică cuvântul, Evanghelia ne spune, și oamenii ăștia sunt afară, oamenii se îngrămădesc, omul ăsta este care face miracolele, a înviat oameni și așa mai departe, zic, hai să mergem să-l ascultăm, poate face și pentru noi ceva, știi, oamenii sunt opportunistics, oportunitari, cred că așa se spune pe românește. Și oamenii ăștia sunt afară și vin și se îngheasă, se înghesuie și merg către casă și nu se dau bătuți. Pentru că știu că singura ocazie este cu Iisus Hristos. Dacă El e teacherul acesta, dacă El e cel care face miracole, vreau să fiu în casa aceea. Mă gândesc asta, câți dintre noi dorim să fim în casa lui Dumnezeu? Dorim să fim în casa lui Dumnezeu sau venim de aici doar ca să ne vedem frații și surorile și prietenii? Este ocazia venirii în casa lui Dumnezeu o chestie socială? Sau este, cum a spus pastorul dumneavoastră, venim aici să dăm fiecărui altuia? Venim aici să ne dăm pe noi înșine pentru cei care au a need, un nevoie, mulțumesc. Și ei se înghesuie, pot să imaginez că ei intră acolo și merg și strigă, ceea ce îmi dau, ceea ce a fost foarte stringent pentru mine a fost, ei strigau când ziceau. Oamenii vorbesc cu unul cu celălalt, Iisus vorbește, ei vorbesc mai departe și oamenii ăștia încerc să urle, Iisuse! Sau fiul lui David! De ce credeți că au strigat? Au fost nepoliticoși, așa-i? Au fost nepoliticoși? Disperați? Disperați? Da, putem spune disperare. Dar gândiți-vă, dacă nu poți să vezi, ce poți să faci? Trebuie să strigi. Dacă nu vezi, am pus panglica aia sau bandana aia ca să vedem, să facem un statement. Dacă nu poți să vezi deloc, dacă nu ai nici un reper spațial sau temporal, ce poți să faci? Îți dezvolți gura. Așa? Strigi din pieptul cât de tare poți. Și asta au făcut ei. Au început să strige cât au putut de tare. Și uite ce spune Iisus. După ce a intrat în casă, orbii au venit la el. Au strigat și au venit. Și Iisus le-a zis, credeți voi că pot face acest lucru în viața voastră? Dumneavoastră credeți că Dumnezeu mai face miracole într-o lume secularizată, materialistică, de la 21, în secolul 21? Da. Mai credeți în așa ceva? Da. Mai credeți sincer în așa ceva că mai sunt miracole astăzi? Da. Câți mai credeți dumneavoastră? Sunteți siguri? Cum spune americanul, without a shadow of a doubt, fără nicio îndoială. Credeți? Credeți că Dumnezeu vă poate vindeca sau vă poate alege să vă vindece sau nu din cancer? Credeți că El vrea tot ceea ce este bun în această viață pentru dumneavoastră? Credeți? Sigur? Acești oameni le-au fost pus întrebarea, crezi tu personal, crezi tu Andrei, crezi tu Ben, crezi tu că poți fi vindecat? E fenomenal această divinitate și umanitate se întâlnește, aș fi spus, ochi la ochi, dar în acest caz nu este adevărat. Ochi la auzi, se întâlnește divinitatea cu umanitatea și spune yes, da, pot. Și atunci Dumnezeu spune, da, Doamne, le-au răspuns ei, în versetul 29, atunci s-a atins de ochii lor și au spus, facă-vi-se după ce? Dumneavoastră aveți credință astăzi? Suntem atât de moderni în lumea asta postmodernistică încât mai avem credință? Gândiți-vă numai. Știu că suntem politicoși și spunem, da, cum să nu? Da, am credință. Dar gândiți-vă la momentele intrinsece și lăuntrice în care sunteți dumneavoastră acasă, în casa dumneavoastră, la locul de muncă dumneavoastră, în marriages, în căsniciile dumneavoastră, după câțiva ani, după ce frumusețea se mai duce, după ce viața de zi cu zi mai pune câte una și două către noi, atunci, în monotonia vieții de zi cu zi, atunci mai credem că este acolo Dumnezeu cu noi?
Credem? Credem. Așa să ne ajute Dumnezeu. Aceasta este prima întâmplare biblică în care Dumnezeu spune că facă-vi-se după credința voastră. A doua întâmplare biblică pe care doresc să vă împărtășesc se găsește în a doua Evanghelie în Noul Testament, în Evanghelia după Marcu. Dacă veniți cu mine acolo, în Evanghelia după Marcu, ai avut dreptate, Pavel, Biblia asta nouă se cam lipește. Evanghelia după Marcu, capitolul 2. Aici vedem din nou o altă întâmplare foarte, foarte frumoasă, în care Bunul Dumnezeu, Iisus Hristos, se întoarce din nou într-un anumit oraș, se numește Capernaum, și acolo se duce în casa lui Petru, alți oameni spun că era altă casă, merge aici și se abandonează în cuvântul lui Dumnezeu, Iisus Hristos. Și oamenii, când aud că Iisus Hristos este aici din nou, se îngrămădesc acolo în casa asta atâta, că nu mai era niciun fel de loc. Sunt foarte, foarte fericit că văd că și acolo, în cealaltă clasă, sunt oameni care ascultă și se uită, pentru că aveți o biserică mai micuță și acolo mai sunt oameni mai mulți. Aici Biblia ne spune, în versetul 2, și s-au adunat atâția de mulți că nu putea să-i mai încapă locul înaintea ușii. Și el vestea cuvântul. Pavel, ce este echivalentul de la greacă a cuvântului aici? Ok. Logos sau Evangelion. Una dintre celelalte. Aici, în versetul 2, ne spune Biblia că nu mai erau oameni, atât de mulți erau în această încăpere. Gândiți-vă din nou la satul ăsta sau la orașul ăsta, era un oraș mai mare, de fapt, Capernaum, și gândiți-vă la anonimitatea în care poți fi într-un ocean de oameni. Spun ocean în ghilimele în timpul acela. Dar gândiți-vă puțin la viața dumneavoastră aici, în America. Toți suntem din diasporă, toți venim de undeva, unii din România, alții din Elveția, alții de unde, nu știu de unde, toți venim de undeva și țara asta ne-a dat oportunitatea ca să mergem înainte. Amin? Ne bucurăm, ne încurcăm, ne luptăm, lucrăm, ne bucurăm și mai departe în această țară. Dar vreau să vă întreb, câți dintre dumneavoastră ați fost câteodată din timpul în care ați venit în această țară până acum în anonimitatea asta dintre cele două culturi? Sunt american? Sunt român? Sunt adventist? Băi, ce-mi plac sarmalele alea din România, dacă aș avea puține sarmale aici, ce bine ar fi! Băi, dacă aș fi acolo în România, acum aș mânca asta, aș mânca mus din ăla de la țară, cum aducea nea Nicu, măi! Când eram în România, eram micuț și mergeam și predicam în Băgaciu, de lângă Târnăveni. Era o comunitate de țigani. Cei mai buni țigani pe care i-am întâlnit în viața mea. Și era pastorul și el mă lua cu el, că doream să fiu pastor. Și mergeam cu el la Băgaciu și predicam. Și după ce predicam, oamenii ăștia credincioși, adventiști de ziua șaptea, ne băga într-o sală adiacentă din spate și ne dădea must făcut de ei. Și un fel de tortă de mere, nu știu ce, cum făceau ei, așa de bună era că mergeam, trebuie să vă mărturisesc păcatul acum, mergeam doar pentru alea câteodată. Și câteodată te gândești, băi, ce bine ar fi să fii în Băgaciu din nou. Cred că așa se simțea cumva acest om, slăbănogul acesta. Nu prea îmi vine mie să spun slăbănog, pentru că slăbănog îmi spune ce puțin în românește pentru mine, mă gândesc puțin mai mult în engleză și îmi spune că ești thin, right? În englezește se spune paralytic, ceea ce înseamnă că ești paralizat, nu poți să te miști. Slăbănog îmi vine mie, nu știu cum vă vine dumneavoastră, dar slăbănog îmi spune că ești slab, nu ești gras sau știu eu cum.
Deci omul ăsta ne spune Dumnezeu că era, locuia în Capernaum și îmi dau seama pentru că el avea condiția asta fizică, era paralizat, el era cumva separat de societatea în large, societatea de acolo. El trebuia să fie într-o casă, trebuia să aibă cineva grijă de el. Nu pot să-mi imaginez, el era poate paralitic de aici până jos sau poate de aici până jos, nu știm. Dar era paralitic, nu putea să facă nimic despre el. Imaginați-vă puțin pentru un moment cu mine. Dacă ai fi paralitic, ce ai face? Dacă ești aici jos, te culci în patul tău, gândiți-vă puțin. Ce înseamnă să fii paralitic? În primul meu district din America, în Pipestone, Minnesota, am avut o treime din oamenii mei, din adunare, erau nurses și CNAs. Știți ce înseamnă, așa-i? Și lucra cu oameni paralizați în nursing home-uri. Și nu înțelegeam, și am vrut să înțeleg puțin, și m-am dus și ownerul de la această instituție a fost un prieten bun cu mine și i-am spus, hai să mă las și pe mine să încerc să văd cum e lucrul acesta de CNA. Și am luat un curs și pentru 3 luni de zile ce am făcut, am mers și am devenit un CNA. Nu eram plătit, eram employed, lucram ca pastor și nu ai voie să ai 2 joburi. Și pe gratis, în timpul meu liber, mergeam și făceam acest lucru. Și după 3 luni, ceea ce trebuie să schimb bed. A trebuit să schimb patul, a trebuit să fac tot. Dacă știți ce înseamnă CNA, trebuia să faci absolut tot. Să-i speli și așa mai departe. Era un nene, era de vreo 80 și ceva de ani, 84-85 de ani. Era un profesor înainte. Și acum era în nursing home și era invalid. Nu putea să facă nimica despre el. Și eu, într-o zi, trebuia să-l schimb pentru că a făcut ceva. Știți? Și l-am spălat, i-am dat haine noi și am avut o macară din aia cu care trebuia să-l ridicăm sus, îl pun înapoi în pat și când îl pun înapoi în pat, aud. Știți? Și mă uit la fața lui și fața lui se întâlnește cu fața mea și văd neputința de pe fața lui. Văd, citesc, dorința, embarrassment. Rușinea, mulțumesc. Văd rușinea de pe fața, nu rușine ca o rușine, ci rușinea pentru că nu putea să aibă grijă de el însuși. Și ce fac? Îl prind de mână, îi spun, it's ok. Și începem din nou. Și îmi dau seama cât de rău s-a putut simți omul acesta. Era profesor la o universitate de acolo, e îmbătrânit, viața are realitățile ei și acum el este dependent de alți oameni. Și acum, aici, în această întâmplare biblică, acest slăbănoc sau acest paralitic, mă gândesc că avea acea situație. Era pe pat și aude, poate că a venit preotul sau rabiul la el acasă și they blessed him, l-a binecuvântat sau l-a uns cu ulei sau așa mai departe și totul nu s-a schimbat deloc. Tot acolo, tot în același pat, tot dependent de alți oameni a rămas. Aceeași fel, în același lucru, același fel cum suntem și noi câteodată. Ne rugăm cu fierbinte și lucrurile nu se schimbă. Și atunci Satana vine la noi și ne spune, vezi, te-ai rugat, unde ți este Dumnezeul tău? De ce nu-L abandonezi? De ce nu te duci altundeva? Dumnezeu nu te mai iubește. Pentru că ești păcătos. Îmi dau seama că acest paralitic aici stătea la el și era dezamăgit. Știți că câteva studii au arătat că dacă ai a long-term condition, dacă ai o condiție cronică, mulțumesc, este o tendință să fii depresiv. Deci după un timp devii depresiv. Și îmi pot să-mi dau seama că omul acesta, perhaps, a fost puțin depresat de situația lui și oamenii vin, cineva trebuie să aibă grijă de el și a venit la el și le-a spus, hey, good news, veste bună, este cineva aici în acest oraș care poate să te vindece acum.
Și mă întreb, sunt foarte, foarte curios, inchizitor de natură, și mă întreb ce a fost primul lucru care acest om a spus. Ok, haide să mergem! Vreau să mă fac bine! Sau a spus, oh, nu prea cred că merg, pentru că am mai încercat asta înapoi, înainte. Am încercat, dar n-am reușit, nu s-a făcut nimic, nu s-a schimbat situația, oh, las o baltă, eu sunt aici, o să-mi citesc iPad-ul în pat. Nu mai merg, gata, sunt dezamăgit. Ce a făcut? Eu vreau să cred, nu este aici în Biblia, vreau să cred că acești oameni, acești prieteni, Biblia ne spune în fiecare, în următorul verset, în versetul 4, spune, fiindcă nu putea, în versetul 3, au venit la el niște oameni care l-au adus un slăbănoc purtat de 4 inci. Vreau să cred, vreau să am credința asta că oamenii ăștia s-au dus la omul ăsta acasă și le-a spus, uite mă, aici este o singură ocazie pe care nu știu dacă o să lucreze, dar mergem acolo. Noi, nu tu, noi avem credința că putem să te ducem acolo și tu te vei vindeca. Avem credința asta în Dumnezeu sau în cine este omul acesta, rabiul ăsta, că tu te vei putea învindeca și îl iau și slăbănesc. No, come on, nu mai vreau să merg. Am încercat atâtea feluri de operații și am încercat atâtea feluri de ungeri și așa mai departe. Nu mai vreau, lăsați-mă să mor. Ați avut așa ceva în viața dumneavoastră? V-ați dat bătut? Nu mai vreau, gata. Las-o baltă, că am încercat, m-am rugat atâtea ori, nu mai văd deloc. Asta vrea Satana la noi, să ne dăm bătuți. Și eu, acești 4 inci, acești oameni, îmi pot imagina, le-au pus, ok, dacă nu vrei, e ok, te punem în pace, te ducem cu noi. Și l-au luat și l-au dus și aici, nu mai poți să intri, pentru că e atâția oameni, nu mai poți să mergi înăuntru. Ce fac? Te dai bătut? Gândiți-vă puțin... personal, noi, oamenii personal, putem să avem o credință de facem munții să zboare, pentru că e interesul nostru. Dar gândiți-vă că acești oameni care au fost alții, nu era omul slăbănogul sau paraliticul care a crezut. Erau acești 4 inși care au crezut și au spus, noi mergem și o facem. Vreau să mă întreb pe mine însumi sau pe dumneavoastră, sunteți dumneavoastră unul dintre cei 4 inși pentru altcineva? Sunteți dumneavoastră prietenul cuiva care s-a dat gata sau a mers din credința noastră adventistă sau nu știe pe Dumnezeu și tu sau eu, noi împreună spunem, nu, trebuie să vii la Dumnezeu. Trebuie să încerci din nou. Eu nu am fost adventist. Trăiam în România, eram în clasa 8-a, era comunism, nu știam de Dumnezeu, de fapt când auzeam de Dumnezeu, înjuram și spuneam lucruri care nici vreau să mi le amintesc. Și neștiut de mine, fără să-mi dau seama, Dumnezeul Cerului, Mântuitorul Iisus Hristos, a trimis o femeie care a auzit de Dumnezeu. Această femeie se numește Gabriela Ștef și ea este una dintre marile influențe în viața mea. Acum trăiește în Londra, sunt sigur. Și Gabriela Ștef, pe vremea aceea, în orașul ei, a auzit de cuvântul Domnului, de speranța adventistă și a spus, eu vreau să mă pocăiesc și vreau să devin o creștină adventistă. Începuse să ia clase de botez. Și într-o zi vine acasă, ne spusese după aceea, după ce am auzit, după ce ne botezasem, vine acasă și spune, acum nu mai amintesc dacă a fost un vis sau Dumnezeu i-a vorbit audibil, dar Dumnezeu i-a spus aceasta, tu trebuie să îți lași munca, slujba în combinatul chimic și trebuie să mergi în acest oraș. Și trebuie să mergi acolo să devii profesoară sau teacher pentru acești copii în școala asta. Ea e româncă și vine la Miercurea Nirajului. Știți ce e Miercurea Nirajului? Un centru maghiar. Gândiți-vă, nu fac politică, urăsc politica asta între așa mai departe, dar gândiți-vă câtă credință a avut femeia asta care nici nu era botezată, urma să fie botezată mai târziu,
își lasă jobul în combinatul chimic, vine la noi acolo și începe să ne spună despre Iisus Hristos. Și noi suntem rascali din ăștia micuți și ne spune, o trimitem în Hawaii și o trimitem în Honolulu și peste tot. Și după un timp, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu a început să lucreze. Și după un timp am început să ne rugăm. Și după un timp am început să citim Biblia. Și după un timp am început să mergem la adunare. Și după un timp am început să-L iubim pe Dumnezeu. Și 3 din clasa mea au devenit creștini adventiști. A fost doar un singur an. După aceea a plecat înapoi, așa a plecat în alte părți. Dar gândiți-vă puțin, pentru credința ei, pentru că ea a ascultat de cuvântul lui Dumnezeu să vină să-și lase jobul, asta era în comunism, să vină să ne spună despre Dumnezeu la copii. Vă dați seama că ea a fost unul dintre cei 4 inci. Pentru credința ei, noi suntem astăzi creștini adventiști. Aș dori să vă întreb aici, suntem noi un astfel de inci pentru altcineva? Oare pentru credința noastră va Dumnezeu face miracole în alți oameni? Doresc să închei cu un cuvânt de la Dumnezeu din cartea de la Filipeni. De fapt, o știm pe de rost. Filipeni 4, cu cât? Cine vrea să o citească? Filipeni 4 cu 13, Biblia ne spune: pot totul în Hristos care mă întărește. Credința altora, personală, poate să ne ajute să venim la Dumnezeu. Dar credința noastră pentru alții poate să-i aducă pe alții la Dumnezeu. Eu sper ca dumneavoastră și eu în viața noastră personală putem deveni acești oameni care au făcut minuni pentru alți oameni. Pentru că, de fapt, asta este misiunea noastră pe acest pământ. Nu e așa? Existăm ca creștini adventiști să spunem Evanghelia la cât mai mulți oameni. Dacă nu pentru asta suntem adventiști, putem pleca și facem altceva. Pentru că este o pletora sau este o inflație de creștinism empty, gol astăzi. Să sperăm că Domnul ne ajută să fim unul dintre acești 4 inci pentru alții. Amin. Credința în Iisus Hristos e o putere care nu poate să fie oprită de nimic și de nimeni. Ceea ce contează este ca sufletul nostru să o poarte. Kevin este aici? Kevin, unde este? Vino puțin. Sunt câteva evenimente care s-au petrecut în ultimul timp și mă bucur tare mult că ele se întâmplă. Cu o vreme în urmă, nu de mult, Kevin a primit botezul. Cu o vreme în urmă, nu de mult, Kevin a primit prima sfântă cină. Cu o vreme prezentă, Kevin își sărbătorește ziua de naștere în această biserică. O biserică întreagă spune la mulți ani, Kevin. Domnul să fie cu tine. Să te binecuvinteze. Aș vrea să facem altfel. Așa cum obișnuiam noi, de fapt. Aș vrea să îl invit pe fratele pastor să vină alături de mine pentru a rosti o rugăciune pastorală de încheiere a programului nostru. Apoi o să mă rog eu pentru Kevin și apoi vom cânta împreună cântarea Privesc la tine, Domnul meu. Vă invit să ne ridicăm.
Bunule Părinte, îți mulțumim pentru că suntem aici, în această casă de rugăciune cu Tine. Amin. Îți mulțumim pentru că noi putem să ne închinăm Ție. Îți mulțumim pentru că putem să știm că Tu ne-ai iertat păcatele. Îți mulțumim pentru că în Tine avem un viitor nemaipomenit de bun. Amin. Îți mulțumim pentru că prin jertfa Ta, Iisuse, putem să avem o veșnicie cu Tine. Amin. Te rugăm ca să ne binecuvintezi familiile, amin, soții, soțiile, copii, nepoții. Te rugăm ca să ne ajuți în tot ceea ce facem, să facem cel mai bine. Îți mulțumim, Bunule Părinte, pentru această adunare. Îți mulțumim pentru că suntem o lumină aici, în această comunitate. Îți mulțumim pentru acest pastor, pastorul Dănăiață și soția lui, că sunt stele. Îți mulțumim, Bunule Părinte, dar te rugăm din tot sufletul nostru să ne aperi, să-L aperi pe pastor, pe această comunitate, pe noi ca persoane, să ne aperi de atacurile lui Satana. Știm că suntem în timpul din urmă, știm că atunci când încercăm să venim mai aproape de Tine, El vine la noi și încearcă să ne fure de la Tine. Te rugăm să faci ca tot ceea ce facem să fim împrejurați de îngerii Tăi cerești. Îți mulțumim că ne putem încrede în Tine și îți mulțumim că cu Tine totul este posibil. În numele Sfânt al lui Iisus Hristos ne-am rugat. Amin. Amin. Tatăl nostru, îți mulțumim, Doamne, pentru că ai pus aici acest altar pe care putem să punem jertfele noastre de mulțumire, amin, alături de jertfa Ta de ispășire. Amin. Îți mulțumim, Doamne, pentru Kevin, îți mulțumim pentru casa lui, mulțumim pentru viața lui și pentru toți cei pe care El îi iubește. Amin. Îți mulțumim pentru că Te-ai îngrijit de El și i-ai îndreptat pașii către împărăția Ta. Amin. Îți mulțumim pentru că viața lui este ca o pecete pusă pe inima Ta. Amin. Îți mulțumim pentru că îl iubești și te rog din tot sufletul să lucrezi în viața lui binecuvântarea și legământul Tău. Leagă-l de Tine și fă ca nimeni să nu-l mai poată desface. Te rog să fii și cu toți ceilalți care își sărbătoresc viața, anii și zilele lor în această biserică. Te rog, Doamne, să-i binecuvintezi. Să-i binecuvintezi cu harul Tău, cu puterea Ta și cu mântuirea Ta. Și ajută-ne că așa cum suntem, Doamne, să ne putem sărbători zilele noastre în veșnicia Ta. În cerul Tău, în împărăția Ta. Vrem să fim acolo, Părinte. Prin Domnul Iisus Te-am rugat. Amin. Așa cum am spus, vă invit să cântăm împreună cântarea Privesc la Tine, Domnul meu, și fața Ta o caut. Spre tine, iubirea mea, spre tine.
Amin. Vă invit să luăm loc.